Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la știri. Pentru început vă propun să urmărim principalele evenimente ale zilei. Creștinii îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Andrei, care este și ocrotitorul României. Peste 700.000 de români își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. 40 de turiști au rămas blocați în munții Parâng. Echipele de salvare au plecat în căutarea lor după ce aceștia au apelat serviciul de urgență 112. Comercianții hunedoreni au fost luați la bani mărunți de polițiști. Asta pentru că în pragul sărbătorilor, evaziunea fiscală este practicată tot mai mult. Creștinii îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Andrei, zi și cel din tâi chemat pentru care a răspuns primul chemării Mântuitorului și chiar a propovăduit Evanghelia pe teritoriul țării noastre. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a numit ocrotitorul României și a decis ca pe 30 noiembrie să fie proclamată sărbătoare bisericească națională. Sfântul Andrei este o sărbătoare importantă pentru toți credincioșii catolici și ortodoxi. Oamenii și-au început ziua la biserică, acolo unde își golesc mintea de griji și unde își găsesc alinarea sufletească, pentru că doar astfel poți simți cu adevărat importanța acestei sărbători. Păi, ca de obicei, în zi de sărbătoare, ne mai spălăm și noi un pic mințile noastre pe care le avem și... Știind că este o zi deosebită, pentru asta am venit. Am venit că este credința noastră și sărbătoarea mea de suflet și facem și noi ce putem în asemenea situație. După ce creștinii au fost la biserică, a venit și momentul să le facă urări celor care poartă acest nume și să pregătească darurile pentru sărbătoriți. Am felicitat astăzi, le-am dorit toate cele bune, multă sănătate, că asta ne trebuie, și să dea Dumnezeu să fie totul bine în viitor. Peste 700.000 de români poartă acest nume, care derivă din grecescul Andreas și înseamnă viteaz. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât ca această zi să fie trecută în calendar cu cruce roșie, iar în anul 1997 a hotărât ca Sfântul Andrei să fie proclamat ca fiind ocrotitorul României. Cu ocazia acestei sărbători, toți bugetarii au parte de o zi liberă încă din anul 2012, când Parlamentul României a luat această hotărâre. 40 de turiști au rămas blocați în munții Parâng în condiții de viscol în cursul acestei zile. Aceștia au apelat la serviciul 112, iar salvamontiști împreună cu jandarmii montani au plecat în căutarea lor. Prima zăpadă de la munte a adus și primele probleme. Mai mulți turiști au rămas blocați în zona vârfului Cârja din munții Parâng. Aceștia au venit să-și petreacă weekendul prelungit în zona montană ce aparține de municipiul Petroșani. Ei se întorceau de pe munte și au fost blocați de zăpadă. Salvatorii montani au plecat în căutarea turiștilor pe care i-a găsit în scurt timp. Ei au plecat de dimineață pe traseu Bandă Roșie spre Parângul Mic, vârful Cârja. De bir bună întrebată cum a ajuns acolo, pentru că ar fi trebuit, oricum au trecut prin fața pe bazei salvamont și măcar trebuia să anunțe unde pleacă și cât stau și cât sunt, ceea ce nu s-a întâmplat. Au ajuns sub vârful Cârja, e viscol sus, e vreme foarte urâtă și s-au pierdut, s-au panicat. Au plecat băieții de la salvamont din Parâng, în total 6 salvatori montani, împreună și cu 2 jandarmi. I-au găsit sub vârful Cârja și acum sunt pe întoarcere spre Parâng, spre zona Parângului. E unul din turiști un pic panicat, o ușoară hipotermie la una din fete, dar mare parte sunt în regulă. Potrivit salvamontiștilor hunedoreni, nicio persoană nu a fost rănită, doar câțiva turiști suferind o hipotermie ușoară, însă sunt în afara oricărui pericol. Salvamontiștii susțin că în această perioadă nu sunt recomandate turele de creastă, deoarece este viscol, iar zăpada proaspătă este instabilă. Aceștia recomandă ca la primele ninsori turiștii să nu se încumete să parcurgă trasee de creastă sau trasee abrupte. Comercianții au fost luați la puricat de polițiști. De regulă, evaziunea fiscală este în floare în prag de sărbători. Autoritățile au derulat la finele săptămânii trecute mai multe controle în piețele din județul Hunedoara. Cei care se sustrag de la plata taxelor aferente către bugetul de stat au fost verificați dacă prezintă documente pentru mărfurile pe care le comercializează. Acest fenomen evazionist se accentuează în preajma sărbătorilor de iarnă, când consumurile de mărfuri pe anumite paliere specifice cresc, cu consecințe reflectate atât la nivelul de colectare a taxelor și impozitelor la bugetul de stat, cât și consecințe negative în privința concurenței pe piața națională.
În urma celor 6 acțiuni de la finele săptămânii trecute, polițiștii hunedoreni au controlat 68 de societăți comerciale, fiind verificate de asemenea și alte 14 persoane fizice. În urma acestor controle, polițiștii au aplicat peste 35 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind suma de 53.000 de lei și au constatat de asemenea și 2 infracțiuni de contrabandă. Tot în cadrul acestor acțiuni, polițiștii au indisponibilizat și alte bunuri pentru care comercianții nu au putut prezenta documente justificative, valoarea bunurilor fiind de peste 6.000 de lei. De asemenea, polițiștii au constatat și 2 infracțiuni de contrabandă, confiscând 48 de pachete de țigarete în valoare de 650 de lei. Polițiștii hunedoreni vor derula în continuare astfel de activități, mai ales în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Sunt bani de salarii, nu sunt probleme la serviciile de termoficare, ba mai mult, mineritul are acum o creștere globală de 25%. Acestea sunt câteva dintre informațiile primite de la directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Emil Făruț, care vede viitorul mineritului în roz. Mineritul din Valea Jiului este în colaps, însă cei care îl conduc văd viitorul în roz și fără probleme. Mai mult decât atât, luna aceasta administrația a obținut fonduri de salarii cu o zi înainte de a se face plata, însă tot ea afirmă că societatea are o creștere globală de 25%. Nu știm cum văd ei situația mineritului din Vale, însă realitatea infirmă toate laudele spuse de directorul general Emil Floruț la prima sa apariție publică. Probleme legate de salarii, de toate drepturile sindicale, deci toate sunt asigurate, de asemenea serviciile către populație. Deci facem tot posibilul ca să ieșim din situația de criză pe care am preluat-o. Pot să afirm cu certitudine că perspectiva e bună, favorabilă, pozitivă. Lucrez pe rezultatele de până acum. Am reușit o creștere globală de aproximativ 25-30% în 3 luni. Avem toate premizele pentru a realiza investiții de peste 200 de milioane de euro, după care cred că să depășim momentele acestea. În condițiile în care se află acum societatea, care are cereri de insolvență de la mai multe societăți comerciale, cu toate declarațiile optimiste ale directorului general, este imposibil de crezut că CEH va obține investiții de peste 200.000 de euro. Veste bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă. A ninsat atât de mult la munte încât se poate schia. Și cum sunt mulți iubitori ai acestui sport, stațiunile Straja și Rânca au fost luate cu asalt de turiști în weekendul trecut. Codul galben de ninsori, sub care a fost 3/4 din țara, prins numai bine la munte. Zăpada s-a depus în cantitate atât de mare încât ratracul a fost pornit pentru a bătători pârtia, pentru ca ea să fie pregătită pentru turiști. Camerele live din stațiune au confirmat faptul că sezonul este deschis, iar mai apoi turiștii au luat cu asalt pârtiile. Avem pe pârtie, pe pârtia Mutu, în jur de 60 de centimetri de zăpadă, iar pe pârtia Platoul Soarelui și Constantinescu, circa 35 de centimetri. Majoritatea zăpezii a fost, ne-a dat Dumnezeu, dar am făcut și zăpadă artificială. Au venit turiști în weekend? Da, au venit și încă vin în continuare, chiar și astăzi. Au fost sâmbătă destul de puțin, neștiind că o să se poată schia, dar începând de ieri au venit tot mai mult. Și chiar și astăzi tot urcă mașini și văd că numărul lor crește. Dată fiind deschiderea sezonului, turiștii iubitori de munte pot profita de această mini-vacanță de 1 decembrie pentru a veni la schi. Odată deschis sezonul, responsabilii stațiunii Straja susțin că se vor ocupa de toate cele necesare pentru ca oamenii veniți sus în munte să petreacă acolo clipe de neuitat. În primul rând vrem să le pregătim materia primă, adică zăpadă, să aibă niște timp bune. Cei care ne-au strajat vin în primul rând să schieze și atunci ne axăm să facem, să amenajăm pârtile în așa fel ca să fie impecabile, să nu aibă ce să spună că pârtile nu sunt bune sau n-au strat de zăpadă suficient. Așa că profităm de orice noapte în care este minus pentru a face zăpadă artificială și în așa fel ca să
să nu pierdem în zăpada care o avem acum și să putem prelungi cât de mult acest sezon de schi. O delegație a Consiliului Județean Hunedoara va fi prezentă pe 1 și 2 decembrie la adunarea regiunilor europene care va avea loc la Bruxelles. Aceasta va fi compusă din vicepreședintele Dorin Gligor și șeful serviciilor relațiilor externe Dan Eugen Crișan. Pe 1 și 2 decembrie, delegația hunedoreană va fi prezentă la Bruxelles pentru a participa la adunarea regiunilor europene. În prima zi, adunarea generală va marca un punct de răscruce din perspectiva alegerilor pentru Consiliul Executiv și Biroul Instituției. Importantă este și confirmarea rolului acesteia în monitorizarea statutului regiunilor în Europa. În cea de-a doua zi, va avea loc prima întâlnire organizată după noul format ales în această vară la întâlnirea din Suedia. Subiectul abordat va fi cum fac față regiunile europene crizei migrației din perspectiva adunării regiunilor europene. Aceasta este cea mai mare rețea independentă a regiunilor din întreaga Europa, care reunește 35 de țări și 15 organizații interregionale și are sediul la Strasburg în Franța. Din România fac parte 31 de județe, Hunedoara fiind membru cu drepturi depline al acestui organism din anul 1993. Adunarea generală este cea mai înaltă autoritate, are și reunește reprezentanții tuturor membrilor săi cu drepturi depline. Membrii asociației și observatorii sunt invitați să participe și pot să se adreseze adunării generale, însă aceștia nu au drept de vot. Adunarea generală însărcinează Comitetul Executiv să pună în aplicare deciziile sale. Elevii din zona Peștera Bolii și cei din cartierul Colonie sunt transportați zilnic la școlile în care învață cu microbuzele școlare. Distanța pe care aceștia trebuie să o parcurgă până la școală este una mare și de aceea Primăria Petroșani a pus la dispoziție microbuzele școlare pentru elevi. Tot mai mulți elevi din Petroșani beneficiază de transportul școlar, cei de la Peștera Bolii și din cartierul Colonie. Ce studiază în Petroșani nu au altă variantă de transport către școală. În aceste condiții, municipalitatea a fost nevoită să asigure transportul elevilor. Avem două variante. Există microbuze școlare care fac acest transport al elevilor, dar avem și contracte cu alte firme de transport pentru aceste rute, de exemplu pentru Peștera Bolii sau pentru alte zone pe Malea sau chiar și în Colonie. Fiecare școală are contract cu un operator care suplimentează ceea ce nu putem asigura cu microbuzele școlare pe care le avem în acest moment. Primarul municipiului mai spune că numărul solicitărilor pentru transportul elevilor este în creștere. Am avut solicitări, analizăm toate solicitările și încercăm să rezolvăm toate aceste tipuri de solicitări legate de transportul copiilor la școală și de la școală spre casă. Primăria municipiului Petroșani a primit la începutul anului școlar de la Ministerul Dezvoltării Regionale un microbuz școlar cu 16 locuri destinat transportului școlar. Semafoarele din Vulcan își demonstrează utilitatea. Cetățenii s-au acomodat cu ele, au învățat cum să le utilizeze, iar acum numărul incidentelor rutiere în aceste zone intens circulate a scăzut foarte mult. Locuitorii, dar mai ales elevii din municipiul Vulcan, s-au familiarizat repede cu semafoarele montate de administrația publică locală în intersecțiile din apropierea școlilor din localitate. Oamenii au învățat că semafoarele trebuie acționate manual, iar acum toată lumea este mulțumită, atât trecătorii care nu mai sunt în pericol, cât și șoferii care tranzitează intersecțiile semaforizate. Da, deja lumea știe despre ce este vorba, am avut polițiștii locali care au stat la semafoare să învețe copiii, dar deja copiii își transmit unul celuilalt modul în care se lucrează cu aceste semafoare. Montarea acestui tip de semafoare face parte dintr-un proiect de modernizare a orașului. Semafoarele cu acționare manuală au fost amplasate în cele mai intens circulate zone și ele au intrat deja în obișnuința cetățenilor. Noi avem un program de reabilitare a trotuarelor de pe Nicolae Titulescu, începând din Coroiești și până în centru vechi, astfel încât în zonele în care avem o circulație destul de mare a elevilor, în dreptul școlilor, am considerat că este necesar să montăm acele semafoare cu un cuplaj, să-i spunem, cu pornirea lor la palmă, astfel încât să evităm accidentele care, din păcate, am avut cu copiii și în dreptul școlii 5 și în dreptul școlii 4 am avut accidente, astfel încât să nu mai avem asemenea accidente. Și totodată, modernizând acele trotuare, să fie prinse și aceste semafoare chiar la început, să nu mai spargem trotuarele și așa mai departe.
Urmează evoluția cursului valutar la principalele case de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru data de 1 decembrie un curs al euro de 4,44 de bani, al dolarului american de 4,19 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6,31 de bani. La Casa de Schimb Valutar Julie Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4,39 de bani, iar la vânzare de 4,43 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4,08 bani și se vinde cu 4,16 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6,20 de bani, iar la vânzare de 6,27 de bani. Cum va fi vremea mâine de Ziua Națională a României, ne spune colega mea Alexandra. Mâine valorile termice vor continua să crească, iar vremea va fi mai caldă decât în mod normal în prima zi a lunii decembrie. Ziua vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și nisoare la munte și de ploaie în restul țării. Vântul va continua să sufle cu putere în zona montană înaltă, cu rafale de peste 80 de km pe oră, iar pe timpul zilei va avea intensificări și în zonele mai joase, cu viteze de peste 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 15 grade, iar cele minime între minus 5 și 7 grade Celsius. Mâine vor fi 9 grade în Caransebeș, 10 în Deva, 11 în Alba Iulia și Târgu Jiu, iar în Arad și Timișoara maxima va fi de 12 grade Celsius. Atât pentru astăzi, la revedere! Acestea au fost știrile, eu vă dau întâlnire mâine la o ediție specială dedicată zilei de 1 decembrie. Până atunci rămâneți alături de programele Capital TV. Să aveți o seară bună!